M-am îmbolnăvit în 2017. Am fost gravidă în 32 de săptămâni, nu știu exact câte, aproape 8 puncte. Și am făcut tensiune mare. M-a dus să-mi scoată fătul din mine, să-mi facă cesariană. Mi-a făcut anestezie totală și n-aveau voie ca în cap. Și de acolo m-am îmbolnăvit, nu știu ce s-a întâmplat, mi-a pognit vena la cap și am intrat în comă, că nu mai mi s-o oxigena creierul. Și de 6 ani de zile m-a chinuit tot așa. Copilul l-ai pierdut în final? Da, a murit, era fetiță. Acum ce vârstă ai? 30. De ce te-ai mutat aici în Timișoara? Să fac terapie și să pot să merg. Dar nu am bani, că spun de 100 și ceva de lei, 200, depinde cât îți apuie. Dar tu ai fost căsătorită? Nu trebuia, dar m-am împălăbit chiar atunci. A stat cu mine 2 ani jumate, până când a dat de alta, de fapt, a dat seama pe ele. Mai ales că tânără îmi doresc să ies, îmi doresc multe, dar nu pot. Mai ales că era chile și le mi-a importat. Și mi-a zis doctorița mea, neurologa, că trebuie să fac multe terapii să pot să merg, că dacă nu pot să ajung la pat, Doamne ferește. Cum a fost viața ta înainte de boală? Aole, frumoasă! Foarte frumoasă. Am fost foarte tânără, dar acum... Acum e greu. Și mi-e ciudă că, de exemplu, înțeleg pe oamenii ăștia străini, dar părinții mei care sunt părinții mei când și vine să plâng. Nu știu cum să zic. Nu s-a aproape de mine, simt că mă gândesc. Îndecât am bămas tu, nu-mi știu decât.